legătură cu listele de candidați la Camera Deputaților. Sunt eu pe primul loc, pe locul 2. Eu o să vă prezint mai un pic mai mult ceilalți colegi mai tineri. Nicușor Ciumacenco, pe locul 3 George Scarlat, locul 4 Constantin Zanfir, primarul Comunei Barcea, pe locul 5 este consilierul județean Ion Ștefan, pe locul 6 este profesorul Ion Cordoneanu, care este și consilier local, pe locul 7 primarul Comunei Costache Negri, doamna Emilia Niculescu, pe locul 8 domnul doctor Valeriu Ardeleanu, pe locul 9 domnul Nelu Costea, primarul Comunei Matca, pe locul 10 un coleg tânăr, domnul doctor Raul Mihailov, pe locul 11 un economist, Iulian Iosif, liderul organizației Dă Tineret al fostului PNL, iar pe locul 12 un inginer electronist, Ciprian Sorin Boran, liderul fostei organizații Dă Tineret a Partidului Democrat. Aceasta este lista colegilor la Camera Deputaților. Lista pentru Senat, pe prima poziție, consilierul județean George Cătălin Stângă, local, scuzați-mă, pe locul 2, consilierul județean Valentin Radu, pe locul 3, doamna profesor Mirela Preisler, pe locul 4, Cornel Ene, este inginer, a făcut Academia Navală, pe locul 6, un coleg de la Tecuci, poftim? Locul 5, un coleg de la Tecuci, domnul Valentin Bogdan Stanciu, economist, iar pe poziția 6 este primarul Comunei Ghidigeni, domnul Eugen Tăbăcan. Așa cum știți, luni, Biroul Permanent Național al Partidului Național Liberal, la propunerea doamnei președinte Alina Gorghiu, a votat în unanimitate sprijin pentru candidatura din partea noastră după alegeri pentru poziția de prim-ministru a actualului prim-ministru domnul Dacian Cioloș. Această propunere urmează să fie supusă aprobării finale conform prevederilor statutare ale Consiliului Național al Partidului Național Liberal, care probabil va avea loc săptămâna viitoare, undeva la mijlocul săptămânii. Vreau să precizez de la bun început câteva lucruri. Noi am votat atunci, cum aproape un an de zile, guvernul. Prim-ministru Cioloș și noi și PSD-ul. Având în față obligații majore, și știu despre ce vorbesc, respectiv organizarea alegerilor generale locale și, perioada următoare, alegerile generale parlamentare. În aceste condiții, în condițiile în care, practic, nu ai putut avea o filozofie bugetară a ta, guvernul, primul ministru, a asigurat buna funcționare a țării, lucru care, după mine, se exprimă cel mai bine în cifrele economice. Putem vorbi de una sau alta.
de greșeala unui ministru sau de o declarație nefericită altuia. Dar lucrul cel mai important e măsura în care administrația țării funcționează, țara performează și acest lucru se regăsește și în viața de zi cu zi a românilor. Și o să vă menționez câteva lucruri. În primul rând, a menținut datoria publică sub pragul de 40% stabilit prin Maastricht, tratatul. A reușit, pe semestru 1 avem o creștere a PIB-ului de 5,2%, unul din cele mai mari în Uniunea Europeană. Menționez un lucru, acest guvern nu a crescut nicio taxă și niciun impozit. Iar pentru capitalul autohton au fost alocate 150 de milioane de euro, aproximativ 740 de milioane de lei. Sunt câteva lucruri care cifrele sunt mai seci, dar zic eu că reprezintă o realitate de care ar trebui ținut cont și de care noi ținem cont. În legătură cu ultimul punct care îl aveam, am depus marți, împreună cu colegii, propunerea legislativă de legea privind împotriva evitării obligațiilor fiscale. Această lege are în primul rând în vedere transpunerea unei directive europene 2016/1164 din 11 iulie 2016. În ce constă în esență? Că veniturile, profiturile se impozitează și banii rămân în țara unde s-au produs. Acest proiect de lege are în vedere îmbunătățirea performanțelor de încasări la bugetul statului de o manieră importantă. Impozitele trebuie să fie plătite acolo unde se generează profiturile. Banii trebuie să rămână în cât mai mare măsură în România. Nu schimbăm impozitarea, nu schimbăm cota de 16%, nu schimbăm profitul reinvestit, nu schimbăm impozitul pe dividende. E o lege tehnică, vă pot pune la dispoziție, nu sunt un economist ca să pot face o dezbatere, cum să spun eu, foarte aplicată, dar pentru cei interesați o pot pune la dispoziție. Cam asta vreau să vă spun și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Vă rog, nu a diferit cu nimic procedura de desemnare a candidaturilor decât cea care a fost totdeauna și în mod obișnuit în Partidul Național Liberal. Respectiv, pozițiile eligibile au fost fiecare și-au depus candidatura acolo unde au dorit, a fost un vot secret, a fost o competiție. Pe locul întâi la Senat despre care vorbiți, n-a fost un singur candidat, au fost patru. Doi. A existat o competiție internă în partid și este normal și firesc. Nu am făcut campanie nimănui decât mi-am făcut campania mea pentru poziția unde candidam. Și acest lucru îl fac de mult timp. Nu am luat nicio decizie să candidez la vreo funcție. În partid sau diverse funcții politice, decât după ce, în primul rând, am consultat primarii, care eu i-am considerat totdeauna cei mai importanți oameni ai partidului din punct de vedere al prezenței politice. Și colegi, nu am făcut campanie nimănui și nu am făcut niciodată campanie vreunuia dintre cei care au candidat pentru diverse funcții.
competiția a fost totdeauna la liberali. Probabil, dacă mi-aduc eu bine aminte, în 90, nu a fost și în 92. Am mi-aduc aminte bine, în 96 a fost primul vot secret între doi candidați, domnul Paul Păcuraru și domnul profesor Dumitru Căluianu, fiei țărănaușan. Și totdeauna a fost un vot secret, am respectat toate procedurile. Nu m-am bucurat niciodată când un coleg a plecat sau s-a retras sau s-a îndepărtat. Deci, în afara discuției, e adevărat că în această vară, pe fondul rezultatelor din locale, pe fondul competiției pentru liste, au fost colegi, oameni importanți ai partidului, care au fost supărați și aș fi ipocrit să nu le dau dreptate, fie dreptul lor. Am remarcat un lucru și l-am apreciat foarte mult. Nimeni n-a plecat din partid. Deci, restul, domnul Ciubotaru, tot felul de povești. N-am negociat cu nimeni nimic. Nu am ce negocia în interiorul PNL-ului. E o decizie care s-a luat. Procedurile tot au fost decise de noi cu toți. Nu? Și odată o să nu-mi face plăcere, dar am avut o discuție deosebit de amicală înainte de vot cu domnul doctor Ichim și ne-am spus fiecare punctul de vedere. Mi se pare corect ca domnul Ciubacencu să existe pe liste în condițiile în care a pierdut alegeri locale și normal ar fi trebuit să facă pasul înapoi și să rămână acolo unde l-a trimis electorat, în Consiliul Local. Asta e de deci, revin. Sunt să... o parte votul secret. Haideți să vă spun un lucru și lucrul ăsta se știe în PNL, aici în filiala noastră. Niciodată, nu i-am spus vreunui coleg să nu candideze la o funcție sau altă. Niciodată. E o chestiune ce ține de spiritul liberal, de valorile noastre. Fiecare dintre noi are dreptul să își manifeste opțiunea să fie în competiție. Nu trece nici Dobre, nici Gorghiu, nici nimeni pe listă. Cei care au sunt pe listă, au fost rezultatul unei proceduri și competiții interne. Pentru că ei sunt candidații partidului și partidul și-i decide. Așa cum e prevăzut în statut. Nu am interzis nimănui, nu am blocat pe nimeni, nu am făcut campanie nimănui. Așa mi se pare mie că e corect. A fost o decizie, numai puțin, deci eu, nu, numai puțin, nu e vorba de corectitudine. Atunci când echipa de conducere, atât cea mai restrânsă, Comitetul Județean Executiv, cât și Biroul Permanent Județean iau această decizie, eu sunt ultimul om pe care ar trebui să-l întrebați dacă e corect sau nu. Este rezultatul unei decizii, unei competiții interne. Și ca atare, asta e lista, am depus-o și mergem în competiție. Dar dumneavoastră vi se pare moral? Ce să vă întreb? Numai puțin. Revin. De ce este imoral? Dumneavoastră ca persoană vă întreb atunci. Domnul, mi se pare corect ca să candideze domnul Pai, eu astăzi, aici, acum, și în o conferință de presă discut cu dumneavoastră în calitate de președinte al filialei. Filiala a luat, numai puțin. Filiala a luat o decizie și eu sunt cel care răspunde de aplicarea ei. Și această responsabilitate mi-am asumat-o și o duc mai departe.